Orchestra de suflători a Centrului Cultural Ion Vinea din Giurgiu, dar și majoretele conduse de Tania Moga s-au întâlnit recent la Galați în cadrul Festivalului Muzicilor de Paradă cu reprezentanți ai muzicii de gen din orașul gazdă, din alte localități ale țării, dar și din Turcia, Italia, Polonia și Republica Moldova. Prima acțiune a fost urmată de o alta, desfășurată cu prilejul zilelor Argeșului și Mușcelului. Este vorba de Festivalul Internațional al Muzicilor de Promenadă de la Galați, festivalul cunoscut Iosif Ivanovici. Este un festival ajuns deja la 11-a ediție, este festival la care am participat încă de la prima ediție, 11 ediții nu am lipsit, și imediat participarea noastră la Festivalul Internațional al Fanfarelor din cadrul sărbătorii Argeșului și Mușcelului. La Pitești, reprezentanții Centrului Cultural Ion Vinea au fost invitați să evolueze și într-o seară de folclor, așa că pe scenă, alături de suflătorii de la Valahia, au mai urcat dansatorii și taraful de la Doina Dunării, evident tot de la Giurgiu. Ne-am prezentat pe data de 11 în piața Vasile Milea, în Pitești, și am susținut o seară de folclor coregrafic muzical românesc, am prezentat suite de dansuri în toate zonele țării. Pe de o parte, dansatorii ansamblului Doina Dunării susținut de Consiliul Județean și taraful Doina Dunării susținut de Consiliul Local. Iată că de pe data de 11 până în prezent am fost prezenți în două festivaluri. Cele două acțiuni culturale la care giurgiuvenii au participat au avut în vedere promovarea valorilor interpretative într-un mod corect, dar și punerea în valoare a creației muzicale contemporane românești și universale.